Da, dumneavoastră stați aici? Da, și eu. Eu am stat dincolo și toată lumea din coș a stat. Și dintr-o dată a luat foc? Dintr-o dată a luat tot foc. V-ați speriat? Bă, dar cum să nu ne speriat? Hai, dar nu știu că nu le-am fost la aici jos, la magazin am fost. La femeie, la lucru. Ce m-am sunat copiii că mi-au luat foc asta? Nu mi-au venit să trec, dacă nu o stat nimeni în casă, copiii au fost cu mine. Sporul e afară, am crezut că glumesc cu mine. Când ies afară din grădină, de la femeie, văd cum pleacă asta. Dintr-o dată, eu nu știu, nu sunt s-o luat foc. O dat cineva foc? Nu știu, n-am, dacă n-am fost acasă. Nu știu, domnule, nu putem acuza pe nimeni. Dacă nu știu, nu putem. Nu știu, nu putem acuza pe nimeni, domnule. Când am ajuns acasă, mi-au anunțat că mi-a ajuns acasă. Acum ce o să vadeți? Pe unde de asta ne-a spus? Acum ce o să vadă? Să le dea materiale, să aibă și ei săraci de la copilata. N-ar rămâne copiii fără materiale, domnule. Au contracte, au acte, tot este oasă în casă, crede, s-a distrus tot, ce ori strâns o viață întreagă, s-a distrus într-o fracțiune de secundă. Acum au rămas pe drumuri, ei unde să plece de aici? Și unde să stea ei cu copilașii lor? Primăria cine este în drept ca să le dea materiale ca să-și facă înapoi casă. Odată am aflat în curte de la mine, a văzut un foc așa, ieșea fum negru, a dat telefonul pe pompier. Și zic, a fost anunțat pompierii și apoi după aia, eu zic să aflu numărul de casă, zic nu știu numărul de casă, dar vă rog frumos să vedeți care de toată casa la rând aici. Dacă aflați numărul, îți intervine din nou. N-am aflat numărul, n-am mai putut să chem pompierii. Am dat o mână de ajutor că este aici jos o vală, să nu dea niște apă și... Nu știu, asta habar n-am. Actele, banii din casă, mobila, tot ce ai avut în casă. Păi da, bineînțeles că s-a ridicat la 4-5 metri sus și n-am putut să salvăm nimic. Ia de ei, doamne, din drum, din asfalt, doamne. Dar abia am salvat că am întrerupt curentul ca să nu fie altă panică cu oamenii pe drum. În rest n-am putut să o salvăm cu nimic. Că eu a fost plecat în oraș să-și aduc o pâine. Asta a fost. Acum rămâne la atitudinea primăriei. Până
acolo, au fiare să fie mere, bine? Flaviu. Apucat să scoatem din casă, dar nu mai tare târziu vine. Dar vine popiarim aici, era era casă. Da, telefonul, frate. Da, tot, casa. Da, unde ești? La lucru, mai, la lucru, jos. La lucru, jos. Bine, facă-te de acolo. Și pe acum, ce să faci? Păi primăria vrea să ne ajute, să ne întindă o mână de ajutor. Bine, de bine, de noi ne-au luat 8 și 100 în gara. În gara, unde se va? Nu știu că n-am fost așa, sporul nu a fost în casă, foc, nu a fost, corentul nu a fost nimic în casă. Nu mai ne-a sunat vecinii că a luat foc. Copia, vedeți până unde a fost focul în camerul. Nu am apucat să scoate nimic, nimic. O dare vecinii să scoate pe să mea. Nici actele, nici acte, nimic nu am apucat să scoate în gara. Am fost solicitat pentru localizarea și închidarea unui incendiu pe strada Bodiei din cartierul Fărneziu. Ajuns la fața locului, am găsit un incendiu în fază de ardere generalizată. Ardea cu fracturi deschisă, acoperit și noi case în totalitate. Cauzele de incendiu se vor stabili după finalizarea intervenției. Știrile cele mai tari din Maramureș. Am găsit două victime. Lovite de fulger în stocare. Reale, șocante și necenzurate. A, este, nu, a, este și gata. Știrile care te vor marca zi de zi. Știrile pe care le afli mereu primul. actualmeme.ro Mereu primul.